Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Celui Nevăzut, un proiect jurnalistic care vă invită să audiați, să urmăriți, să vizionați dialogul dintre teologie, filozofie și știință cu privire la viața noastră concretă, la modul în care ne raportăm la lume, la semeni, la ceea ce stabilim ca ținte în viața de fiecare zi. Astăzi vă propunem un subiect care aduce în discuție o temă foarte veche, o temă puțin cunoscută în spațiile noastre academice universitare, dar foarte aprins dezbătută de-a lungul timpului în spațiu european, în filozofie și în marile universități ale lumii. Raportul dintre știință și credință. În multe din situațiile pe care le întâlnim în fiecare zi, intelectuali de primă mână, ingineri, profesori, au rezerve importante cu privire la sfera credinței, tot așa cum găsim foarte multe personalități ale lumii științifice și culturale care sunt extrem de familiarizate cu experiența credinței. Pentru unii, credința și știința sunt în opoziție, pentru alții, credința și știința sunt într-o convergență edificatoare pentru viața fiecăruia dintre noi. Ne-am gândit să reluăm acest subiect al discuției dintre credință și știință și felul în care ele se raportează una la cealaltă, pentru că nu e o temă epuizată și vom vedea, invitatul nostru prezintă o perspectivă inedită, să spun, în lumea științifică românească. Este vorba despre domnul profesor universitar dr. Adrian Restean, membru al Academiei de Științe Medicale, care a mai fost prezent și în alte emisiuni Lumina Celui Nevăzut. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit! Domnule profesor, ați acceptat și această temă cu multă ușurință. De fapt, într-un fel, propunerea a venit de la dumneavoastră să discutăm despre raportul dintre credință și știință. Și așa cum și dumneavoastră ați spus în discuție, în discuția noastră preliminară, în lumea noastră medicală, în lumea noastră științifică, raportul dintre știință și credință este înțeles de unii ca fiind de o imposibilitate de convergență și de înțelegere. Tot așa cum în aceeași lume academică există multe perspective care le aduc pe acestea împreună. Cred că ar fi potrivit să începem discuția noastră pentru telespectatori trecând în revistă cele petrecute în ultimile 2-3 decenii în lumea contemporană. Viața omului s-a schimbat fundamental sub presiunea rezultatelor științifice și a dezvoltărilor tehnologice care s-au născut din acestea. Și cu privire la aceste schimbări, dumneavoastră subliniați că e important să vedem nu doar cele bune pe care știința le-a adus, ci și cele rele pe care ea le face posibile. Dacă ar fi să dau un exemplu cel mai evident, l-aș putea alege din medicină, deși și fizica poate fi folosită, după descoperirea antibioticelor, bolile infecțioase au început să fie foarte bine stăpânite și în timp ce ele reprezentau cele mai important factori de deces prin 1900, astăzi sunt pe un loc, pe locul 4 sau 5, să zicem, ca factor de deces. Cel mai frecvent factor de deces în 1900 era tuberculoza. Apoi venea pneumoniile de alte infecții, produse de alte infecții și alte infecții și așa mai departe. Astăzi, ele se întâlnesc tot mai rar, le stăpânim tot mai bine, deși microbii aceia pe care noi îi consideram foarte răi, unii sunt chiar buni, știm, dar sunt foarte deștepți. Ei s-au adaptat la antibiotice și rezistă, capătă o rezistență. Adică, întrebarea simplă este că, sau faptul simplu este că, un microb, dacă vine în contact cu penicilina în organismul nostru, își creează o genă nouă. De unde? Care secretă o enzimă, penicilinaza, care distruge penicilina și germenul se dezvoltă în pace. Și așa se întâmplă cu toate antibioticele. De aceea, Organizația Mondială a Sănătății vorbește azi de o eră
post-antibiotice, în care antibioticele vor fi foarte rezistente, microbii vor fi foarte rezistenți la antibiotice. De aceea se recomandă utilizarea antibioticelor cu mult discernământ și așa mai departe. Aici, în ceea ce spuneți, în această judecată de ordin critic, cu referire la parcursul medical al acestui agent, acestor factori produși de om, răul ar fi în antibioticele folosirea lor nejustificată. Dar oricât de justificat le-am folosit, microbii sunt deștepți și produc o rezistență. La ei apare o genă care sintetizează o enzimă, care distruge orice antibiotic. Și aici un fel de o bizuire excesivă pe știință, folosirea pe scară largă a antibioticelor pentru orice. Cu mult științism în cap. Da, da. Fără duce la implicații. Dar nu asta am vrut să spun. Uh-huh. Eu am vrut să spun altceva. Da, da. Că deși bolile infecțioase au scăzut și puteam să fim fericiți, nu am apucat acest lucru, deoarece în locul bolilor infecțioase au apărut bolile cronice. Uh-huh. Stilul de viață de la un stil mai rezervat a devenit tot mai opulent, tot mai nerațional. O viață turată la maximum. Și au început să apară o serie de boli cronice. Hipertensiunea, care acum 100 de ani era 15%, acum e 40-50% din populația adultă. La noi în țară, 40-50% din populația adultă are hipertensiune arterială, care nu avea atunci. Are, tot mai mulți oameni au diabet, diabetul a crescut, să zicem, în ultimii 20-30 de ani de două ori, de două, trei ori. Diabetul în București astăzi 13%. Complicațiile diabetului și a hipertensiunii sunt principala cauză de deces a omului contemporan. A crescut cancerul, a crescut boala Alzheimer, au crescut bolile psihice, au crescut bolile neurodegenerative și, vreți să vă mai spun, nu e suficient. Deci americanii spun că la ei în țară peste 50, unii zic 75% din populație suferă de cel puțin o boală cronică. Este adevărat că noi am prelungit viața de la 50 de ani cât era în 1900 la 80 de ani cât este astăzi, dar eu, viața medie, durata medie de viață sănătoasă nu depășește 60 de ani. Deci 20 de ani sunt ani de suferință, care, probabil, visul meu ar fi să dea Dumnezeu să devină mai sănătoși. Dacă cineva ascultă ceea ce ați spus și pune întrebarea următoare, care ar fi răspunsul, care ar fi întrebarea, deci mai întâi? Apariția acestor afecțiuni despre care ați vorbit, hipertensiunea arterială, diabetul și celelalte, sunt ele prezente întrucât vorbim de o populație mai îmbătrânită și acestea ar fi afecțiunile care apar după 50-60 de ani? Să știți că, sau există și alți factori? Să știți că, de exemplu, infarctul miocardic se deplasează tot mai repede și diabetul la vârste tinere. Așa încât problema este, de fapt, stilul de viață. Eu am arătat de multe ori că stilul de viață al omului contemporan reprezintă cel mai important factor patogen. Care ar fi factorii în acest Oamenii stil de viață? Oamenii duc o viață nu numai ușoară, așa, dar și opulentă și un desmăț, de fapt. Mm-hmm. Obezitatea a crescut peste 30%. Obezitatea gravă. Avem foarte mulți bolnavi care fac operație de obezitate, ca să elimine țesutul adipos. Toată povestea asta, dacă ar fi să venim repede la religie, nu vă duce la ideea lăcomiei pântecelui. Că ea nu au boli endocrine. Majoritatea au o lăcomie a pântecelui. Și atunci le taie stomacul, o bucată din stomac, le taie o bucată din intestin, le scoate grăsimea. Ideal ar fi să mănânce cât mai puțin. Unul dintre puținele medicamente acceptate în prelungirea duratei de viață contra îmbătrânirii este metforminul, care e un medicament și antidiabetic. Dar principala lui calitate, pe lângă altele, este și aceea de a opri absorpția de alimente. Tu le introduci în stomac, dar ele nu se mai absorb. Acum, noi am ajuns la această lăcomie a pântecelui care s-o tratăm cu medicamente. Adică Dumnezeu
ne-a dat o viață, ne-a dat niște porunci care sunt foarte clare. Mândria, lăcomia, dorința de avere, de bani, toate acestea sunt factori care produc îmbolnăvirea omului. Dar revenind la știință, știința mereu face mici progrese, care se adună și știința... De fapt, scot în evidență exact dimensiunile spirituale, care sunt valoroase. Da, dar știința aceasta care dă rezultate, evident, mai ales tehnologia este extraordinară. Corpul nostru a devenit transparent. Remeneu vede nu într-o dimensiune, două dimensiuni, vede în trei dimensiuni. El se învârte în jurul tumorii din cap cum vrem noi. Cyber knife-ul, bisturiu cibernetic, operează mult mai bine decât chirurgul. El operează cu o minuțiozitate care mâna chirurgului nu ar fi în stare. Deci eu îmi dau seama că este un progres imens, absolut imens. Problema este dacă e gestionat cum trebuie. Dacă e gestionat cum trebuie și până unde se poate duce toată povestea aceasta. Este evident că unii aditivi alimentari au efecte favorabile, conservă alimentele, alții dă o culoare, care și aia joacă un rol, dar prin abuzul lor noi ajungem la îmbolnăvire. Dați-vă seama, sunt sute de aditivi. Fiecare respectă doza pentru cornul lui, dar dacă mănânci două cornuri, deja sunt doi, de două ori aditivul respectiv. Deci problema aceasta a relațiilor dintre știință, și am și vorbit de păcat și religie, este o problemă foarte apropiată. Deoarece, să zicem că înainte nu se știa că... Se credea, să zicem, chiar se credea că obezitatea are o natură endocrină. Deci e o boală, dar acum se știe foarte bine că majoritatea cazurilor de obezitate sunt determinate de ingestia crescută calorică a omului. Omul mănâncă mai mult decât cheltuie. Omul nu se mișcă. E lene. Lenea e un păcat, părinte. Omul nu se mișcă. Pe foile de observație din spital veți vedea stres psihic, alimentație incorrectă și sedentarism. Auziți? Eu nu prea înțeleg la ce ne folosește această muncă de a descoperi că, de fapt, păcatul, factorii de risc pe care noi ne chinuim să le descoperim sunt scriși în cărțile sfinte. Da. Toți sfinții părinți spun. Și lupta cu gândurile, părinte, al lui Evagrie Ponticu, e clară. Noi trebuie să ne luptăm cu gândurile noastre și să alegem gândurile cele mai bune pentru toți vecinii noștri, pentru toți oamenii din jurul nostru. Ori acest lucru nu se prea produce. Noi trăim într-o societate concurențială care e lipsită de sens. Pentru că zic sfinții părinți că în momentul când se naște, Dumnezeu îi dă o pâine sub braț fiecărui copil. Și pentru mine este chiar o mirare cum fiecare om își găsește câte un loc în societate, de unde mai mănâncă și el câte ceva și trăiește foarte bine dacă își pune în cap să trăiască foarte bine. Dacă își pune în cap să facă lucruri care sunt contraindicate în scripturi, nu va trăi bine. Noi nu putem, noi avem o anumită constituție. Noi nu putem ingera, noi nu avem gene pentru a ingera acei aditivi. Să știți că în momentul în care noi mâncăm, introducem în corp ceva, se produc două lucruri. Acel lucru introdus în corp poate să o ia pe calea metabolizării, cum e apa, cum este grâu, pâinea, sau e un corp străin pentru care nu avem gene de metabolizare și trebuie eliminat. Foarte multe substanțe chimicale care sunt puse în alimentație sunt corp străin și sunt eliminați, trebuie eliminați rapid. Dacă nu se elimină, se depun metale grele, de exemplu, în oase, în grăsime. De aceea, când ținem post, părinte, primele zile sau primele săptămâni s-ar putea să nu ne simțim foarte bine. Știți de ce? Pentru că din țesutul gras în care s-au depozitat anumite substanțe toxice, le-a depozitat acolo organismul. Încep să se absoarbă. Ele ies la lumină odată cu
țesutul gras care intră în circulație. Și s-ar putea ca ele să iasă la lumină. Ele tot nu vor putea fi eliminate, că nu avem posibilitatea să eliminăm plumb sau să eliminăm cadmiu și așa mai departe. Deci, problema este că știința, pe măsură ce evoluează, se apropie de religie, se apropie de limitele pe care organismul le are, de nevoile pe care organismul le are. Și descoperă și certifică, de fapt, exact poruncile și recomandările pe care viața spirituală le face prin sfinți de foarte multe vreme. Și atunci eu, pe scurt, aș putea să vin să le spun, dacă vreți să vă asculte Dumnezeu ca să fiți sănătoși, ascultați și voi poruncile Lui. Nu mâncați substanțe, spuneam că în stomac băgăm multe gunoaie, nu mâncați substanțe care nu pot fi metabolizate. Toate chimicalele astea, o înghețată conține, mai, nu conține aproape nimic natural. Da. Nici tu lapte, nici tu ciocolată, se scrie acolo arome identic naturale. Alea sunt substanțe străine. Organismul lui are 20.000 de gene. Vedeți că microbul e mult mai deștept? El își fabrică gena pentru penicilină. Câte una de fiecare dată, da. De organismul nostru e complicat. Da. Mult mai complicat. Acum, există și în medicină și această schimbare de paradigmă cu referire la microbi. Se vorbește de microbiom, de microbii care sunt, de fapt, util, necesar. Extraordinar de util și de aici indicații asupra unei vieți naturale de și care de aici, ne-am protejat foarte mult în vreme. De aici ideea de armonie a naturii pe care Dumnezeu a lăsat-o și pe care noi încercăm să o stricăm. E foarte important să spunem telespectatorilor. În momentul când luăm antibiotice, se strică microbiomul din intestine. Și eu când am venit la emisiune aici, la dumneavoastră, eu am adus cu mine nu numai hainele care le vedeți, ci de 10 ori mai mulți microbi decât celule am eu în organism. În ochi, pe piele, în ureche, peste tot sunt microbi care sunt utili. De, în funcție de, ecologia lor, depinde apără sănătatea noastră. Sănătatea noastră. Pentru că dacă n-ai microbii ăștia, ăia răi le vor lua locul. E important, stimați telespectatori, chestiunea aceasta, pentru că, în general, reprezentarea igienei în formatul ei clasic presupune investiții în detergenți, în săpunuri, în creme care să ne întrețină. Care uneori sunt mai periculoase decât microbii. Da, e foarte important să conștientizăm faptul acesta și noile date din medicină care vorbesc despre microbiom, despre zestrea naturală de microorganisme care însoțesc protectiv viața noastră, fiind depozitați în tot felul de locuri din corp și care, odată distruși de igiena aceasta excesivă, se refac foarte greu și avem și noi de suferit. De aceea, un detergent care nu este foarte prietenos cu acest mediu natural care ne înconjoară, cu această populație foarte complexă de microbe, ar putea să ne dăuneze, deși pe termen scurt există un anumit miros plăcut care însoțește tot ceea ce spălăm cu el. Datele acestea ne arată că tiparele civilizaționale vor trebui să se schimbe. De fapt, mediul natural în care trăim este unul foarte sănătos în raport cu marile piețe unde suntem înconjurați de betoane și de sticlă strălucitoare. Practic, întoarcerea la natură și învecinarea cu o bucată de pământ, de iarbă și de pădure reprezintă ceva foarte sănătos. De fapt, sunt foarte mulți copii care au probleme în sfera alergiilor, tocmai din cauza faptului că au trăit în medii prea protejate, unde nu s-au întâlnit cu zestrea obișnuită de microbi din spațiul natural. Aici, dumneavoastră, știți că în lume copiii care se nasc acum avem o epidemie de miopie? 40% din copiii din Franța sunt miopi. 60% din copiii din Asia sunt miopi. De ce credeți că sunt miopi? Unii au crezut că sunt miopi din cauza calculatoarelor, că se uită mereu la telefonul mobil și fac miopie. Nu e adevărat. Ei sunt miopi pentru că nu vin în contact cu lumina naturală. Și pe scurt, în Australia, deci, cercetătorii au constatat că lumina naturală din curtea școlii, din grădina casei, determină sinteza unei substanțe care nici nu mă trecea prin cap că ar putea fi sintetizată în ochi
și că lumina o poate, stimula, dopamina. Eu credeam că vitamina D, care știam că e vitamina soarelui, ei nu. Lumina naturală sintetizează, determină sinteza de dopamină, care contribuie la creșterea globului ocular în mod normal, așa ca să fie normal, să vadă fără ochelari. Dacă ei stau în clasă, acest lucru nu se întâmplă. Și australienii au luat următoarea decizie, să prelungească de două ori mai mult recreațiile. Și a dispărut miopia, care rămânea miop toată viața lui. Vorbesc de faptul... Deci unde ajungem? Ajungem la nevoile organismului stabilite de Dumnezeu. Deci dumneavoastră știți că mai mult de jumătate din copii se nasc prin cezariană. Copiii ăia nu mai intră în posesia microbiomului pe care îl iau pe calea vaginală. Da. Că vaginul are și el un microbiom. Da, da. Ei acolo când stau până ies, până se nasc, se contaminează cu microbiom. Ei nu mai intră. Ies pe cale artificială, prin cezariană și s-a constatat că dacă nu însămânțează microbiomul din vaginul femeii, ei suferă. Ei vor suferi. Sunt foarte vulnerabili. Vulnerabili la microbii diverse... patogeni. Da, da. Dar nici însămânțarea asta nu e foarte, foarte, foarte bună. Tot nașterea pe cale naturală. S-a stabilit, spre exemplu, că copiii făcuți în eprubetă, ca să zic așa, prin însămânțare artificială... Sunt foarte vulnerabili la o sănătate foarte fragilă. Au o sănătate, sunt vulnerabili la autism. Ori autismul la noi a crescut în lume, a crescut, să zic eu, unii zic, de vreo 100 de ori. Autismul înseamnă un dezinteres al copilului față de lumea înconjurătoare. O imposibilitate... De a comunica de relație, empatic cu lumea, nu se uită în ochii tăi, e retrasie. Toate aceste exemple pe care ne le-ați dat, reamintim telespectatorilor, discutăm despre raportul dintre știință și credință, arată de fapt că multe din descoperirile științifice, realizările tehnice pe care civilizația le-a erau de mult descoperite de religie. Pe de o parte, pe de altă parte, asta este o perspectivă, să spun, sunt multe principii de viață care ar trebui redescoperite, de fapt, reactualizate prin toate aceste rezultate științifice care ne indică o viață cumpătată în sensul cultivării virtuților și a faptelor bune. Pe de altă parte, sunt foarte multe descoperiri și realizări tehnice care sunt folosite fără cumpătare. Pentru că și lumina artificială, și dispozitivele tehnice, și școlarizarea într-un mediu organizat în instituțiile de stat, și activitățile profesionale pe care le desfășoară omul, și cultura publică, și igiena, și toate celelalte, sunt posibile într-o societate foarte dezvoltată. În societățile dezvoltate, acestea sunt chiar la un nivel mult mai înalt față de popoarele din lumea a treia sau din societățile emergente. Asta arată că, într-un fel, avem foarte multe posibilități tehnice și științifice. Pe de altă parte, nu le administrăm într-o măsură potrivită ca acestea să nu ne dăuneze, într-un fel. Ajungem să folosim știința cumva fără știință, fără cumpătare și toate aceste descoperiri, tehnologii, dispozitive pe care le avem la dispoziție se întorc împotriva noastră. Absolut. Artificializând viața cumva. Absolut. De exemplu, la un moment dat s-au descoperit telomerii. Telomerii sunt niște prelungiri ale cromozomilor la capetele lor ca să apere cromozomii de la sfârșit acolo, la capetele lor, să-i apere. Și asistă corecta copiere celulară la reproducere. Da, și telomerii ăștia, pe măsură ce celula se tot divide, telomerii se reduc. Ei sunt sintetizați mereu noiți de o telomerază. Și atunci oamenii ce au zis? Hai să le dăm la unii telomerază ca să-i întinerim. Cu vârsta scad telomerii. Le dăm telomerază și se lungește telomerii și îi întinerim. Au făcut cancer. Dacă dai telomerază, omul face cancer. Natura nu se lasă. E prea brutală intervenția noastră. Noi n-am ajuns încă să cunoaștem toată complexitatea, detaliile. Da, și venim cu câte o moleculă, o trântim acolo,
ca o pioneză. Da. Și aia va da un rezultat. Care îl vedem? Uneori e bun. Uneori e bun. Evident că noi am obținut rezultate extraordinare, repet, mai ales prin tehnologie. Iar dorința mea și propunerea mea este că dacă de la patologie am ajuns la o tehnologie, RMN, diverse o alte investigații chimice care pot să dozeze molecule într-o concentrație infinitezimală, deci am ajuns la rezultate extraordinare. Din patologie, cred că. Da? N-am rezolvat problema vieții de jos, acolo unde se desfășoară viața și patologia și unde acționează și medicamentele. Și atunci trebuie să ne întoarcem cumva, să venim înapoi la biologie. Și la biologie ne lovim de creația lui Dumnezeu, care creație e simplă. Două molecule de ADN. Auziți, dacă luați alea două molecule și le puneți aici, obțineți un organism. Cum face Dumnezeu treaba asta? De ce noi nu putem fără ele? Să facem noi alte molecule. Nu puteți, că acolo, dacă o mică chestie, și în orice caz, moleculele sunt învelite în niște histone, în niște cromatine, sunt aranjate. Pe de altă parte... Aici e o cercetare fundamentală pe care cei care manipulează lucrurile tehnologiei... Au fost și opriți. Guvernele au oprit aceste lucruri. Guvernele, Guvernul Statelor Unite, au oprit aceste cercetări că nu se știe unde pot ce să ducă. Pot să dea. Dar eu am să vă dau un alt exemplu în care știința se apropie de Dumnezeu. Deși unii sunt încăpățânați și nu recunosc acest lucru. Exemplu Dawkins, care e un mare genetician, care a scris o carte, acea Sornicarul Orb, adică toate lucrurile merg întâmplător, ele au apărut din întâmplare. Și el o fi apărut din întâmplare, dar eu nu am apărut din întâmplare. El din întâmplare o fi apărut. Dar până la urmă a fost depășit și el de alții care sunt creștini. Și în anul 2000, când s-a descris genomul uman, cei doi conducători a celor două echipe care au descris genomul uman, Francis Collins și Craig Venter, au spus amândoi: domnule, noi l-am descoperit, asta e cartea vieții, dar pe lângă gene mai trebuie să existe ceva. Și știți de ce a spus asta? Craig Venter, mai ales el, deși Francis Collins era cel mai credincios. Și a spus că genomul e limbajul lui Dumnezeu. Într-o carte apărută și în România. Totuși, Craig Venter a fost cel care a zis că genomul nu e totul. El nu și-a dat seama că cu aceste cuvinte se apropie de Dumnezeu. E bine, genomul nu e totul. De ce? Pentru că primul genom integral descris era genomul lui Craig Venter. Și Craig Venter a constatat că în genomul lui se găsesc 11% din gene sunt gene patogene. Și el n-avea boală. De ce există gene canceroase care nu produc cancer? De ce la unii produc, la alții nu produc? El avea o... chestii care uneori se explicau, de exemplu, caracterul lui aventurier, o genă care e legată de dopamină, care e mai lungă, ca etc. Dar nu putea explica de ce el are multe gene patogene și totuși e sănătos. N-a murit. Da. Și atunci a zis că pe lângă gene mai există ceva. Și acel ceva a fost epigenetica. Și epigenetica reprezintă, de fapt, o interfață între mediu și genom. Care arată, de fapt, că tot ceea ce facem... Și atunci eu am zis pe scurt că mediul influențează genomul. Dacă mănânci lapte, laptele n-ajunge în genom. Ajunge numai informația de la el. Ajunge la epigenetică... codificând o expresie a unei gene mai mult sau mai puțin. Gene de lactază. Asta e. Și atunci metabolizează lactaza imediat. Francis Collins a zis că pentru a genele astea din dumneavoastră, ADN-ul are 2 metri lungime. 2 metri. Înghesuit în 3 microni cubi. Auziți? Înghesuit, un ghem. Și Francis Collins a zis că pentru a citi informația, astea sunt date strict științifice, pentru a citi informația de o moleculă de ADN, ne-ar trebui 31 de ani. Acum eu am băut o cană cu lapte și imediat trebuie să se secrete lactaza. Ce să mai citească ăia, că între timp fac diaree, da? Și elimin lactoza. Și imediat, instantaneu, epigenomul zice, gena lactază,
sintetizează lactază. Da. Câtă? Comandă. Atâta. Da, dar după aia vin niște mecanisme care reglează. Vezi că n-a băut decât o cană. Vezi că s-a băut un litru. Toată treaba merge așa. Brici. Merge frumos. Da, și a apărut epigenetica. Și atunci eu zic pe scurt, eu am zis că eu m-am ocupat foarte mult de genetică, de epigenetică și mă ocup încă. Am descris destinul genetic și apoi destinul epigenetic al ființei umane. Și destinul epigenetic e un joc, un mediu pe care Dumnezeu ni l-a dat, dar epigenetica am ca să fie mai ușor de înțeles, am comparat genomul cu un pian. Un pian care are 20.000 de clape, care sunt genele. Uh-huh. Și epigenetica e un pianist care îi spune când ce să cânte. Frumos asta. Părinții noștri, ai dumneavoastră și ai mei, ne-au dat genele. Care gene? În care gene se află programul genetic. Dar programul epigenetic, de unde vine, părinte? Că ăla nu mai vine de la părinți, de la bunici. Da. Ăla vine pe scurt de la Dumnezeu. Dumnezeu este cel care a înscris în epigenom un program. Programul acela prin care eu mă deosebesc de fratele meu, am alte gusturi, alte idei, alte succese, alte insuccese. Și toate lucrurile merg frumos. Acum, întrebarea este... Se vede, ca dacă să facem Francis o paranteză, Collins... Să facem o paranteză, că e important cum ați încadrat asta, pentru că a fost o observație destul de lungă. Vorbim despre știință și credință. Scoteați în evidență felul în care știința se apropie de credință. Cum se apropie știința de credință? Păi de la viziunea... Și am ajuns la Dumnezeu. Exact. De la viziunea mecanicistă pe care a furnizat-o prima dată genetica prin anii 80. Pe care o credea domnul Dawkins că o fi și o păcine. Oamenii sunt un fel de mașini și comanda este exclusiv genele, hotărăsc absolut totul. De fapt, genetica a fost completată și depășită de epigenetica, care arată cât de important este mediul de viață și ajungem, de fapt, la importanța vieții de fiecare zi. Pentru că ea se repercutează și a credinței. Dacă ești credincios, epigenetica aia, pianistul ăla epigenetic, nu va apăsa niciodată pe gena cancerului. Da, și da. Poți să mori cu ea și bunicii și nepoții tăi. Iar deci, cei care îmbunătățesc viața și folosesc toată această armonie a epigeneticii pentru a da expresie genelor în format cea mai bună, lasă în copiilor gene... Se transmite, e o memorie epigenetică, melodia pe care o dă Dumnezeu acestei simfonii a vieții care vine de la Dumnezeu. Se întipărește și în copii, și în nepoți, și în strănepoți. Ceea ce este extraordinar de important, stimați telespectatori, dacă ne gândim la faptul că muzica pe care noi o cântăm, o preiau copiii. Nu doar genetica noastră o preiau copiii, ci și muzica pe Dar care muzica o cântăm. Dar muzica aia e indusă. Asta aia necorespunzătoare e indusă. De niște, eu le zic, forțe malefice, ca să fiu mai scurt. Da, da. Nouă, poporului român, se impun multe lucruri care nu fac parte din structura noastră genetică și creștină. Da, aici s-ar putea, este un subiect extraordinar, merită discutat odată. Mă gândeam și domnului profesor Leon Zăgrean, i-am propus acest subiect și domnului profesor Ovidiu Băjănariu, poate odată o emisiune mai amplă despre asta, raportul dintre creier și cultură. Pentru că cineva, când vorbește despre valorile poporului român, despre tradiții, despre... Vin din moștrămoși. Da, și are sentimentul... Și nu le poți modifica prea ușor. Da, cineva care ar putea fi doar conectat la modernitate și care nu are aceste date științifice, ar putea să spună că vorbim despre moștenirea culturală a poporului român și despre tradiții. Aiurel. De fapt, vorbim despre un set de chestiuni care sunt încapsulate în istorie și cu care nu avem nicio conexiune. De fapt, cultura... Ele sunt înscrise în genomul, epigenomul nostru. Și cultura pe care o trăim ne poate dezrădăcina și la modul biologic de ceea ce noi avem ca exprimare în noi. Tot așa cum cultura ne poate influența extrem de mult, nu doar în maniera de gândire, ci și în fiziologia noastră. Fără cultură, omul nu e om. Și influențele culturii pătrund în fiziologie. Ele ajung să schimbe comportamente și modul de funcționare. Ceea ce este extraordinar. V-aș mai putea da un exemplu uluitor în care intervine Dumnezeu și știința rămâne total descoperită. De unde vine programul pianistului epigenetic? Dumnezeu știe. Dar, după ce cele două molecule de ADN de la tată și de la mamă s-au unit, în prima zi, auziți? În prima zi și a doua zi,
cel mult în a treia zi, acest viitor copil s-a născut cu două programe genetice. E în posesie a două, unul de la mamă, unul de la tată. Rămâne unul singur. El trebuie să aleagă unul, că nu poate sintetiza când și poate să aibă o genă de insulină rea de la mamă și una bună de la tată. El dacă o alege de la mamă, e rău. Dar el trebuie să aleagă câte una. Da. Nu poate să le despartă, dar în zigzag se cheamă imprintingul genetic, imprimarea genetică. El își alege câte una. Cine alege? Și asta este, el își alege câte una și apare, scrie pe desenele din epigenetică, reprogramare genetică. Cine face această reprogramare, domnule, părinte? Da. Cine face? Sunt câteva lucruri despre care știința preferă să vorbească de loterie, loteria genetică. Dom'le, dacă ar fi o loterie genetică, ați vedea oameni fără cap mulți pe stradă, vedem foarte mulți, ați vedea oameni fără mâini, nu prevedem, fără mâini, dar nu le folosesc. Deci, noi nu vedem așa multe abateri de la normal, că loteria asta respectă niște reguli, niște... Noi zicem loterie... Dar Dumnezeu știe, numai când suntem foarte păcătoși, când stăm în radiații foarte puternice, când stăm la soare ca proștii și părinții noștri, străbunicii noștri se acopereau de soare, ei lucrau dimineața, nu se duceau la solar în ianuarie ca să facă cancer datorită razelor de soare excesive. Adică Dumnezeu ne-a lăsat cu niște calități, cu niște limite absolut splendide, pe care noi le depășim chiar cu ajutorul științei. Au făcut un solar într-un bloc și stau fetele alea la solar tot aici timpul. A fost o influență a modei extraordinare. Vorbesc antropologii despre asta. A apărut o modă în care pielea bronzată, era din mai punct frumos. De vedere estetic, ar putea fi mai prezentabilă. Și atunci toată lumea s-a dus la solar. O fi, dar uite câteodată nu s-a întrebat nimeni dacă e sănătos. Nu e bună. Produce o modificare a ADN-ului. Uh-huh. Se unesc două molecule între ele. Și crește riscul de melanom, de cancer. Crește riscul de toate cancerele. Da. Depinde unde nimerește. Da. Deci știința, pe măsură ce știința înaintează, noi nu facem altceva decât să descoperim măreția creației lui Dumnezeu, care face să funcționeze perfect un organism de o complexitate uluitoare. În lume apar 2 milioane de articole medicale pe an. Majoritatea spun așa, cu tare, dar mai trebuie făcut cercetări. Uh-huh. Și vom mai face, părinte, mii de ani și ne vom tot apropia de Dumnezeu și tot nu vom învăța suficient de mult că este suficient să te rogi lui Dumnezeu, să nu păcătuiești, că nu putem să nu păcătuim deloc prea mult, să zic așa, să-ți vezi de treaba ta, să mănânci normal, să nu te îndopi, să fii conștient că totuși chimicalele alea parcă nu sunt chiar foarte bune, că mâncarea multă, sărăcia omului și obezitate și așa mai departe. Deci, știința, dacă mergem în jos, la fizica cuantică, vom constata ceea ce s-a constatat, că o particulă poate fi în același timp și undă și corpuscul. Paharul ăsta poate fi, poate nu fi. Deși el există undeva, nu numai că există, dar paharul sub formă de undă există peste tot. Acum, știința a zis, ca să reviu la un lucru mai concret, știința a zis că informația trece de la ADN la ARN, de pe ARN pe ribozom, unde se sintetizează proteinele din care suntem formați. Dar îmi puteți spune mie, dumneavoastră, deci, aici ai ADN-ul, ARN-ul copiază o bucată și comandă execuția. Și o transmite la ribozomii descoperiți de Palade. Și o transmite, ca să o transmită, trebuie să iasă din nucleu. Nucleul are o membrană. ARN-ul e o moleculă foarte mare. E o macromoleculă. Îmi puteți spune mie cum iese? Cum iese, da. Știți ce zic cuanticienii? Că iese prin tunelare. Tunelare înseamnă că ea rămâne aici și trece se transformă sare. În unde da. Și sare dincolo. Cealaltă. Fără să treacă prin membrană fizic. Fără. Da. Și acum veniți dumneavoastră să-mi spuneți mie. Și eu vă întreb, cum, tovarășul fizician,
Mai există un necunoscut în genetică, e acel ADN junk, despre care la un moment dat, prin anii 80, spuneau că nu folosește la nimic. Păi nu acel, că acel ADN gunoi, junk, acel ADN gunoi, cum a fost numit prima dată în 78, rezidual, reprezintă, nu, reprezintă 98% din genom. Adică el cară 10 mașini inutile, de gunoi care nu funcționează. Și una care nu e adevărat, funcționează. S-au în repezit. Anii 80 s-a spus că nu folosește. S-au repezit. El funcționează. Reglarea e atât de complicată încât ăla e nevoie de el acolo ca să regleze. Ăla reprezintă istoria mea de-a lungul câtorva generații. Generațiilor. Da, a bunicului, a tăticului. De aceea, băiatul dumneavoastră poate să semene cu unul din bunici. Și de ce? De ce? Cine zice știința? Cine a stabilit asta? Loterie. Vedeți, nu e foarte poate important să fie loterie, părinte. Nu are cum. Spun telespectatorii, poate urmărind emisiunea noastră, că lucrurile acestea sunt spectaculoase dacă ne gândim, spre exemplu, în școală. Sunt foarte mulți profesori care predau biologie sau fizică și care nu transmit copiilor starea aceasta de uimire, de surpriză în fața... De admirație. Da, de admirație, nu transmit. Mai sunt 10 minute din emisiune și mă gândeam că ar fi bine, poate pentru telespectatori, pentru părinții care au copii și pentru profesorii care în fața activitatea lor profesională au în fața lor copii, să vorbim un pic, să ne vorbiți un pic despre felul acesta de a rămâne în stare de uimire și după o activitate științifică susținută de 30-40 de ani. Practic, fiorul acesta al uimirii, al sentimentului extraordinarului. E o admirație față de măreția creației. Da. Eu trec în fiecare zi pe marginea lacului Herăstrău. Și acolo și ieri erau, dar iarna, sunt rațe. Sunt și pescăruși, dar sunt rațe. Și văd niște rățoi frumoși și mândri de ei, cum înnoată acolo. Și eu sunt cu paltonul, iarna, cu fular. Da. Și ei stau liniștiți, ca și când ar fi vară. Da, da. Și mă întreb eu, nu? Aș putea să zic că i-am întrebat chiar pe ei. Da. Cum stai, mă, rățoile, iarna? Și uite, eu trebuie să port bocan, șosete. Cum stai? Uite, mănuși. Dumnezeu, Adriane, Dumnezeu ne-a creat așa și pe tine nu te-a creat așa, spun ei, dar te-ai delăsat. Nu faci mișcare, mănânci prostii, nu admiri, nu ești modest. Ți s-a dat ocazia să fii mai deștept ca mine, dar parcă nu se vede. Nu? Da. Imaginați-vă că las geamul deschis vara și o sumedenie de greier cântă muzica de la radio, e floare la ureche pe lângă cântecul acelor greieri. Și mă gândeam, o fi și o furnică acolo care îi sfătuiește, bă, mai munciți și voi că la iarnă ce mâncați. Are Dumnezeu grijă de ei. Da. Are, ca dovadă că ei rezistă. Deci, vreau să zic... Nu, dar în ce spuneți? Eu un fel de, în ce spuneți, e un fel de cunoaștere științifică amestecată și cu un sentiment metafizic, cu puțină poezie. Mă gândesc la profesorii care predau în liceu, la presiunea programelor școlare. Da, dar nu-i obligă nimeni. Și la știința, la știința care este, să spun, portavoce sau nu, sluga tehnologiei. Pentru că, în general, științele sunt predate pentru viitorii ingineri care vor urma să construiască alte dispozitive. Șuruburi. Fără metafizică. Cred că pierdem foarte mult dacă generațiile tinere ies din școală fără acest sentiment al metafizicului, al extraordinarului. Eu îmi permit să vă spun că mie îmi place filozofia, e supremul mod de gândire, afară de religie, dar vreau să zic că mie îmi place, cum să zic eu, nu poți să nu admiri un lucru frumos. De ce mergem la muzee? Nu? Dar natura este. Fiecare frunză. Auziți, părinte, astă primăvară, astă iarnă, pomii din parcul Herăstrău erau toți fără frunze, golași. Și odată vine primăvara și încep și apar miliarde de miliarde de frunze. Nu fiecare pom, sunt mii, zeci de mii de frunze. Și întreb eu pomii ăia și vă întreb pe dumneavoastră,
De unde luați, mă, pomilor atâta magneziu? Că frunzele au magneziu. Hematiile noastre au fier și clorofila are un nucleu de magneziu. De unde luați din pământul ăsta atâta magneziu? Ani de zile. Nu s-o fi terminat magneziu ăla. Dar o floare. Vedeți un trandafir roșu? Întrebați-l, părinte. Băi, cum ai reușit să ai, măi, culoarea asta splendidă din pământul ăla negru? Că uite, crizantema a luat una galbenă, tu ai luat roșu. De unde, da, părinte? Da. O să ziceți că niște, cum să zic eu, reacții chimice, biochimice. Sunteți mulțumit cu răspuns? Nu, nu, evident. E ceva, până și faptul că te ține într-o admirație plăcută, e suficient ca să-ți pui astfel. Să admiri natura, să o respecti, natura, pe tine, pe tine însuți, pe ceilalți. Și să rămână în picioare mereu întrebarea asta de unde. De ce? De ce și de unde și de ce și cum și de unde iarăși. Da, da, e foarte important. Puteți să-mi spuneți mie, rațele mele, când au făcut boboci, de ce bobocii ăia nu merg în cârd, merg în linie dreaptă? Cine i-a învățat, părinte? Ei nu, ați văzut? Da, da. Boboci care merg în linie dreaptă, unul după altul. Erau 5 boboci, mergeau unul după altul. Se scufundau, veneau la linie. Există cercetări care scot în evidență sincronicitatea delfinilor. Există o autoare care a scris la noi despre inteligența animală și vorbește despre acest paradox, în sensul că nu poate fi explicat științific de ce delfinii sălbatici, care însoțesc diversele vase de pescuit, apar la suprafață și dansează exact în același ritm, făcând uneori rotații către dreapta de 180 de grade sau către stânga de 270 de grade, ieșind odată din apă sau de două ori. Și ei sunt sălbatici, ei nu sunt dresați. Și se întrebau etologii de unde știu ei cu ce rotații spre dreapta sau spre stânga urmează să se manifeste, pentru că ele sunt perfect sincrone. Deci sincronicitatea lor este incredibilă, ca și cum ar fi fost dresați. Balet. Păi nu ca și cum. Da. Ca există o comunicare cumva între ei pe care noi nu știm. Există, dar că continuăm o emisiune cu fizica cuantică, vom constata că ceea... Eu cred într-un Dumnezeu, Tatăl, Atotțitorul, Făcătorul și a tuturor celor văzute și nevăzute. Că ceea ce vedem noi e o infimă parte din ceea ce din este. Ceea ce este. Da. Există o lume inteligibilă la care nu are acces cercetarea științifică. Dar dumneavoastră, părinte, ați putea să-mi spuneți mie de ce somonul trece de la apa marină la apa dulce, urcă pe râuri și își depune icrele acolo? Dar poate nu vă întreb de ce. Ați putea să-mi spuneți cum își modifică el metabolismul de la apa sărată la apa dulce? Uh-huh. Acolo e o întreagă poveste. Și cu respiratul prin branhii, de la apă sărată la apă dulce și cu metabolismul lui, că asta e, ăla mare e sărat, asta e nesărată. Uh-huh. De ce? Cum? Când? Unde? Și se sacrifică viața. El depune icrele. Au făcut crescătorii de somoni în care au crescut somoni. Și la un moment dat, somonii care au crescut în crescătoria asta de apă dulce au fugit. Și păi au zis, păcat, n-ai ce să facă. Și s-au trezit că la anul au venit exact unde au crescut. Au venit spontan. Da, da. Se depună. De ce? Da. Acolo la crescătorie. Nu trebuie să-i păzească nimeni. Au venit singuri somonii. Sunt mecanisme extraordinare. Din păcate trebuie să terminăm și e bine că terminăm în tonul acesta. De ce? De unde? Cum? Nu de ce, nu. Nu. Tonul este de la Dumnezeu. Da, da. Răspunsul la de ce, sigur cum și da, de unde, este de la Dumnezeu. Și ăsta nu este un răspuns. Mă refeream la faptul de a păstra în minte aceste întrebări ca fiind întrebări ce ar fi necesar să fie cultivate în ceea ce sunt pe băncile pentru școlii. Pentru a-i face pe oameni mai înțelepți, atenți, mai inteligenți, da, și mai atenți. Însetați de adâncim, pentru că dacă le dăm un răspuns de fiecare dată superficial și închidem celelalte întrebări, ei pot să-și asasineze această să le nevesc, interogație. Să le exact nevesc în gândire și, domnule, așa e, cum? Aia e. Bine, domnule, aia e, dar fă și tu, că noi nu putem să facem așa ceva. Păstrăm această sensibilitate pentru adâncimile creației. E bine să păstrăm din tot ceea ce a spus domnul profesor, măcar această legătură strânsă între știința recentă și datele credinței, pentru că
Ați văzut, domnul profesor, a prezentat extrem de multe date. Pentru unii dintre dumneavoastră s-ar putea ca genetica să fie străină, pe ceilalți poate v-a îndepărtat mai mult de subiect. Da, în funcție de sensibilitățile pe care le aveți, de preocupările pe care le aveți, e important să înțelegem că știința, dacă avem un ochi format, ne apropie de datele credinței și că, fiind pe băncile școlii sau fiind profesori sau părinți, putem cultiva în generația tânără o anumită sete de înțelegere mai cuprinzătoare. Și respect față de natură. Respectul față de natură. Și față de corpul nostru. Și o anumită dorință de a înțelege cuprinzător lumea, nu doar în răspunsurile foarte delimitate ale științei. Păstrăm aceste îndemnuri. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Rămâne să mai discutăm, poate într-o ediție viitoare, despre raporturile dintre creier și cultură, un subiect care... Mai ales despre moralitatea. Da. Când a apărut și când a dispărut moralitatea? În ambientul acesta cultural. Că dumneavoastră mă veți întreba, a dispărut? A cam dispărut. Da. Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea Lumina Celui Nevăzut. Sperăm că v-a prins și pe dumneavoastră discuția noastră. La revedere!